Facultatea de Biologie este una din cele 21 de facultăți ale Universității Babeș-Bolyai. Și dacă facem abstracție de un sistem de organizare a facultăților de stat din toată România, care, din punctul meu de vedere, s-ar putea să fie subiectiv, dezavantajează facultățile cu profil științific. Le dezavantajează pentru că o facultate cu profil științific are mult mai multe nevoi, nu în ghilimele, pentru a pregăti viitorii specialiști, decât o facultate umanistă. Are nevoie de laboratoare, de specialiști foarte bun, normal, ca și dincolo, dar de laboratoare, de aparatură, de substanțe și așa. Deci, făcând abstracție de acest mic handicap, să zicem, care e rezolvabil, în panoplia facultăților de la UBB, eu cred că Facultatea de Biologie este o instituție nu numai respectabilă, dar și foarte, așa, chiar emblematică pentru această universitate. De ce spun asta? A face o asemenea apreciere presupune niște argumente care sunt mai mult sau mai puțin obiective. Un argument ar fi gradul de solicitare aceste facultăți. Adică noi, nu eu, ci corpul didactic sau parte din corpul didactic, știind care este sistemul de finanțare a facultății, am încercat să mărim numărul de studenți, să-l mărim și am ajuns la aproximativ 1000 de studenți în facultatea noastră. Ceea ce este, după părerea mea, mult, dat fiind că cu cât ai mai mulți studenți, cred eu, cu atât calitatea are de suferit. Este o relație, o conexiune între acești doi parametri. Dar atâți avem și din acest punct de vedere, facultatea are o stare de confort, dacă vreți. Dacă așa, o stare de confort. După aceea, un alt argument pentru care vin avem mulți studenți este comanda socială. Specializările pe care le avem permit absolvenților noștri să își găsească relativ ușor locuri de muncă, chiar într-o situație din asta de criză prelungită pe care o parcurgem, a cărei începutul știm, dar nu știm sfârșitul. Desigur că un debușeu este și cel mai ales, mai nobil, este cercetarea științifică. E, aici aș vrea să spun că stăm bine, dar nu așa cum ar trebui. Adică nu avem suficiente institute unde să fie plasați oamenii care merg pe direcția asta și care au și aptitudini, și pregătire, și voință, și tinerețe, și tot. Și atunci, destul de mulți dintre ei privesc spre exterior, își fac doctoratele în afară și bună parte din ei nu se mai întorc. Cei mai buni nu se mai întorc. Dar toți sunt buni care pleacă și care rămân. Nu, asta trebuie să împărțim pe oameni așa. Un alt debușeu este învățământul. Aici, sigur, a crescut salariul profesorilor sau va crește, acum nu știu exact. Dar tot nu e suficient pentru a face din această profesie nobilă, o profesie și atractivă. Pentru că eu văd
de-a lungul timpului fluctuațiile, dar trendul descendent al pregătirii studenților pe care noi îi preluăm din preuniversitar. Și numai din asta indirect pot să-mi dau seama că de fapt învățământul preuniversitar este într-o situație de criză explicabilă în parte, dar inexplicabilă în altă parte, eu, speranța mea în viitor este să se redreseze învățământul preuniversitar, pentru că asta va redresa și învățământul universitar fără discuție. De aceea, cred că nu trebuie să ne punem mari speranțe în cunoștințele cu care vin elevii ca studenți în facultatea noastră, ci strategia noastră este ca în această perioadă, în acest stadiu, să-i facem să descopere ei mișcarea biologică. Pentru că acest impuls inițial este esențial ca, așa, ca și primul zbor la un pui de pasăre, după care nu mai are nevoie de noi. Da, ăsta este învățământul și noi pot să zic că aprovizionăm, în ghilimele, învățământul preuniversitar, cel puțin din Transilvania, cu absolvenți de-ai noștri. Și ceea ce îmi dă o stare de bine, să zic. Apoi, pe lângă aceste două direcții, fără discuție, există încă multe altele. În domeniul medical, biologii sunt factori cheie, mai ales în ultimul timp, când în laboratoarele medicale se fac analize extrem de sofisticate de determinare a bolilor genetice, de chiar de tratament, în ultima instanță. Băncile de germoplasmă, de așa, băncile de celule stem. Acolo biologii sunt cei care au responsabilitate foarte mare și lucrează mulți în domeniul acesta. Da. O speranță pe care am avut-o și care, așa, pe care o am și acum, dar sunt chiar descumpărit cum de nu se materializează, este aceea că noi pregătim specialiști în protecția mediului, ecologi, nu ecologiști, ecologi. Și cred că îi pregătim bine, dar există o frână în ceea ce este comanda socială pentru această categorie de absolvenți, deoarece însăși meseria, profesia, universul acesta al protecției naturii nu este perceput corect în sfera socială. Există încă o bună parte din factori de decizie care confundă ecologul cu un gunoier specializat. Ceea ce mi se pare așa de domeniul. Apoi, ni s-a impus, așa, foarte bine, mă bucur că ni s-a impus, prin programul Natura 2000, să punem sub protecție 1% din suprafața țării. 24%. Și am făcut lucrul ăsta oficial, stăm bine. Problema este că foarte puține din aceste sute de situri Natura 2000 au custozi, au specialiști, aceștia pe care noi îi formăm. Și ideea după care noi am creat specializarea de ecologie era tocmai
pentru a întări, pentru a stabiliza această rețea Natura 2000 și a proteja natura, care este una dintre ultimele bogății, așa, al patrimoniului nostru, că multe din celelalte s-au risipit printre degete unele, așa, voit sau nevoit. Dar asta încă ne-a rămas, nu știu pentru cât timp. Până, da. Eu cred că nu am realizat ce bogăție mare este natura asta pe care am moștenit-o și de aceea avem așa un respect doar relativ pentru ea, chiar ne batem joc de multe ori. Într-un parc natural de mărime medie în Europa, în ghilimele normală, lucrează în jur de 50 până la 100 de asemenea specialiști. Și asta a fost ideea pentru care noi am format. La noi, din păcate, dar sunt convins că se va rezolva într-un fel sau altul, lucrează într-un asemenea parc în jur de 4-6 oameni. Sigur că, mai ales dacă ne gândim la presiunea asupra acestor parcuri, numărul este total insuficient. Dar sper sincer că ni se va impune din afară, de la Bruxelles vorbesc, să intrăm în normalitate din acest punct de vedere și atunci sunt convins că și specializarea asta pe care o avem va deveni una de marcă. Da. Apoi, deci acestea sunt argumentele. Apoi, facultatea noastră are mai multe specializări, dar și linii de studiu. O specializare este biologia în linia română, o specializare, un domeniu larg este biologie în linia română cu specializări de biologie, biochimie, ecologie, biotehnologii, așa, la nivel de licență, la nivel de master, acum marșăm pe un domeniu care se cere, asta este realitatea, pe biologie medicală. Se cere și studenții noștri știu asta, de aceea specializarea asta este foarte căutată, este foarte solicitată. Da, am mai înființat o specializare la care îi spune biologie ambientală. Biologia ambientală este un domeniu apropiat de ecologie. Nu am înființat-o numai ca să se numească altfel, ci pentru a lărgi sfera de specializare a acestor absolvenți, dar ei vor putea lucra, desigur, în cercetare, în învățământ și în protecția mediului. O altă linie de studiu este linia maghiară, care are aproape toate specializările pe care noi le avem la linia română, aproape toate. Mai nou l-am masterat și biologie medicală și care, și datorită finanțării, și datorită așa dinamismului colegilor noștri, reușește să fie o secție, dacă vreți, foarte permisivă și din punct de vedere financiar. Pentru că colegii mei fac propagandă, dacă vreți. Și vin studenți mulți și la linia maghiară. Iar ultimul, dar nu cel din urmă domeniu, este geologia. Noi suntem în tandem cu geologia aproape dintotdeauna, de pe vremea când facultatea asta se numea Facultatea de Științe, de mult, dar noi am rămas în tandem și acum și departamentul de geologie este unul, desigur, indispensabil pentru... Este nevoie de geologi, fără discuție.
discuție, atât în interior cât și în afară. Problema este că geologia este într-o oarecare criză, sper că să fie o criză temporară. De asemenea, sigur, există tot felul de previziuni mai mult sau mai puțin pesimiste în legătură cu epuizarea resurselor energetice fosile, dar lumea totuși, după cum vedem, este destul de optimistă și șoselele noastre sunt pline de mașini, așa că încă geologii mai au un cuvânt greu de spus în domeniul industriei și petroliere, a extracție, a identificării de noi surse și așa mai departe. Cum vedeți modernizarea modului de predare a biologiei, atât în facultate cât în școli, în general, în licee și așa mai departe? Da, sigur că aici este, îmi spun părerea personală, sunt destul de slab pregătit în domeniul metodicii predării și dacă cumva am avut, să zic, randament în predare, asta se datorează, dacă am avut, se datorează unui, nu știu, unui instinct mai degrabă decât a unei pregătiri din asta elaborate în domeniu. De aceea mi este greu să mă pronunț în ceea ce privește metodele. Cred că prima condiție este nevoia de a transmite. Metodele pe care le folosești pentru a transmite, astea țin de o grămadă de factori, printre care și factorii materiale. Nu numai factori materiale ai universității tale, ai facultății tale, ci factorii materiale ai țării tale, până la urmă. Gradul de dotare în universitar și în preuniversitar depinde, bineînțeles, de sectorul economic, fără discuție. O să fiu perceput de către unii așa ca un retrograd, dar eu nu sunt de acord, nu. Nu sunt de acord și totuși folosesc sistemul de predare cu foarte multă imagistică. Pentru că, deci cu alte cuvinte, mă duc la curs, îmi pun laptopul pe masă și proiectez slide-uri timp de două ore cât ține cursul ăsta, slide-uri după slide-uri și mă desfășor acolo. Și ce constat eu? Că studentul nostru, stăpânul nostru, vine la curs, dacă îi place de mine sau de ce vorbesc eu, nu de mine, doamne, așa, vine la curs, așa, într-o manieră foarte asemănătoare cum ar merge la într-o sală de cinema. La un spectacol. Și așa cum spectacolul are o doză de efemeritate, bineînțeles, așa sunt și cursurile unde se exagerează pe această latură a transmiterii prin imagini. Sigur că, de exemplu, materia mea, disciplinele mele se pretează la așa ceva, dar eu acum mă refer la eficiență. Eficiența este mai mică, nu știu cu cât, dar mai mică, evident mai mică, semnificativ mai mică, decât după sistemul tradițional. O altă metodă cu care nu sunt de acord și evit pe cât posibil să o folosesc, este învățatul prin referate. Deci, după un colocviu, după o discuție pe o anumită temă științifică cu studenții, le repartizez un număr de tematici și să facă referate. Poate că metoda asta a intrat după 89 așa ca o pată de ulei,
atât din grădiniță și până la, la nivel doctor, de școală doctorală, cred că, referată. Eu n-ar trebui să spun, ca să nu-mi jignesc colegii cunoscuți și necunoscuți care practică acest sistem, dar o spun că o spun. Cred că este foarte comod pentru dascăl, pentru educator, pentru învățător, pentru profesorul din preuniversitar și pentru profesorul din universitar. Este foarte comod. Este foarte comod pentru student. Pentru că fie că orice student acum are acces la internet și preia de acolo calupuri de informație, fără să le citească, le pune cap la cap aceste calupuri și iese un referat pe care îl susține, de multe ori se duminește despre ce-i vorba abia când îl susține. Și dacă cineva îmi spune că sistemul ăsta dă randament, atunci înseamnă că n-am dreptate. Cred că și a fost împrumutat din vest sistemul cu referate, mi-aduc aminte, am auzit prima dată de după 89. Dar cred că era eficient, că de-aia s-a inventat când s-a inventat. În vremea când elevul, studentul, era obligat să intre în bibliotecă, să caute, să... Nu să dea câteva keywords pe internet și să-i curgă informația cât o bibliotecă. Nu are niciun fabil, nu participă cu nimic. Nu face un efort intelectual de căutare, ci este un zețar, dacă îmi permiți. Un zețar. Aranjează aceste informații. Și atât. Și atât. Da, da. Se și vede lucrul ăsta. Eu și colegii mei, așa, zicem că suntem în criză și totuși achiziționăm la bibliotecile facultății noastre că avem 5 biblioteci. Achiziționăm carte de ultimă oră din străinătate și din țară la puțin, dar din străinătate. Cărți capitale, ori de strictă specialitate, ori de cultură generală biologică, ori așa. Și totuși, bibliotecile noastre sunt goale. Sunt goale din cauza faptului că referatele se fac de pe internet și nu din bibliotecă. Asta este o durere, dar criza bibliotecilor nu este numai la noi. Așa că asta am putea să o luăm ca pe o vagă consolare. Acum mulți ani de zile, am inventat un concurs, care se numește concursul Rapuiță, pe care îl ținem în fiecare an. Elevii din clasa 12-a, de la foarte multe licee din Transilvania și chiar din dincolo de Carpați, cunosc acest concurs al nostru și vin unii să se testeze și alții pentru că vor să vină la biologie. Și înainte de a începe concursul, în amfiteatru mare, eu le spun, nu veniți la facultatea asta, decât dacă credeți că aveți o afinitate pentru domeniul ăsta al cunoașterii, care nu este un domeniu, este un univers. Că noi încă, cu învățământul nostru, mergem pe sistemul vechi, biologie. Biologie astăzi nu mai există. Există biologie moleculară, există facultate de genetică, facultate de ecologie, există facultate pentru profesori de științe naturale și așa mai departe. Dar nemărginirea biologiei nu poate fi cuprinsă într-o facultate. Și le spun, așa le spun, nu veniți decât dacă nu pentru a obține o hârtie cu care, dacă nu vă place domeniul ăsta, nu numai că nu aveți ce face, dar va fi chinul vieții voastre să lucrați o viață întreagă într-un domeniu
de care nu vă place. Cu toate acestea, deși eu nu-i conving, noi nu-i convingem, dar, trebuie să recunosc că în fiecare an, nu numai eu, și alți colegi de-ai mei, mergem, avem întâlniri cu elevi de la licee mari din țara, din Transilvania. De exemplu, liceul Rebreanu din Bistrița. Apoi au o întâlnire în toamnă cu toți profesorii de biologie din județul Sălaj. Cu profesori. Și cam tot în maniera asta le-am vorbit. Să nu... Deci dacă ei reușesc să aprindă o scânteie la elev, ca ăla să-și descopere din interior nevoia de a merge în domeniul ăsta. Asta este, să-l împingi de la spate spre un domeniu care după aceea se devină calvarul vieții, asta este, devine o tragedie personală. O tragedie. Așa văd eu lucrurile. Din studiile, cercetările de teren, care au fost cele mai mari satisfacții pe care le-ați avut pe parcursul anilor, în natură? Da. Aici lucrurile sunt un pic mai complicate, pentru că eu o jumătate de viață am lucrat într-un domeniu al biologiei, în studiul vieții sexuale la fluturi, așa aș putea zice, adică m-am ocupat de identificarea și a componentelor și a rolului feromonilor sexual la fluturi. Și am identificat pentru prima dată la vreo 5 specii de fluturi feromonul sexual, complexul de feromon sexual. Și asta mi-a dat satisfacții foarte mari, în sensul că nu că am publicat mult din asta, am publicat normal, dar nu asta e, ci satisfacția reușitei. Și dat fiind că, probabil că așa m-am născut, sunt un om de teren. Dacă stau în orașul meu pe care îl iubesc mai mult de 2 săptămâni și nu ies, deja sunt nervos, angoasat. Și domeniul ăla m-a făcut să combin munca de laborator cu munca de teren și a fost ideal din punctul meu de vedere. Dar programul, domeniul ăla a căzut ca un castel de cărți după 89 și, dat fiindcă suntem în Transilvania, am abordat un nou domeniu, cercetările asupra chiropterelor, adică aliecilor. Nu intru la amănunte de ce, cum, și există și jocul hazardului, fără discuție. Dar și aici, cred că un argument, poate subconștient, a fost faptul că puteam să ies afară. Să ies în natură. Și cu ocazia asta am descoperit și lumea subterană, lumea peșterilor. Lumea peșterilor. Pentru că liliecii trăiesc în general în peșteri, nu numai. Da. Și asta, de asemenea, mi-a dat și încă îmi dă. Tot, mă gândesc așa din ce în ce mai des, dar nu foarte frecvent, să fim serioși. Așa. Când nu voi mai avea puterea să intru în pește? Ieri am fost. Și de-aia cred că astăzi sunt într-o perioadă fastă, de bine. Mai am un singur dor în liniștea serii. Mai am un program pe care tot eu l-am inițiat și care n-am crezut că o să lărgească așa, un program cu de investigații și protecție a liliecilor din biserici. Un program pe care îl derulez împreună cu o echipă din Germania, cu bani de la Ministerul Mediului din Germania, că așa e, da? Și cu un număr de studenți și fost studenți care se tot rulează
în programul ăsta, pe măsură ce trece timpul și ei își găsesc debușeie după ce termină facultatea, dar, printre care e și fata asta din Antarctica, a lucrat foarte fain cu, da? Și lucrul ăsta, de asemenea, îmi place foarte mult din mai multe puncte de vedere. Odată este o modalitate de protecție a mediului foarte. După aceea este o ocazie excepțională de a face educație ecologică. De la preoți, la săteni, la elevi, la educație ecologică. Este una dintre marile lipsuri ale învățământului nostru, zic eu, așa. Și nu în ultimul rând, satisfacția de a ieși, de a umbla, de a investiga în afară. Practica de vară este o latură, dacă vreți, obligatorie în facultatea noastră. Și în ce constă? În organizarea de expediții, tabere, în natură, sunt de o importanță nemaipomenită pentru că îl dezmeticește pe student și vede că teoria aia, mai mult sau mai puțin abstractă de la curs, este palpabilă în teren. Este palpabilă. Sigur că în practica aceasta se aleg viitorii protecționiști și viitorii oameni care acolo își găsesc chemarea pentru protecția naturii. Este departe de mine gândul să conving pe cineva de eficiența nemaipomenită, de revelația pe care o are studentul practic. Nici vorbă. Mulți dintre studenții acești, practica este obligatorie, dar mulți vin de curiozitate. Mulți vin pentru că au ieșit de sub clopotul de sticlă. N-au, dacă au mai fost până acum în natură, au fost pe bancheta din spate cu mașina de familie. Mulți vin pentru că este ocazie bună să socializeze și nu numai, să se închege relațiile. Mulți vin pentru aventuri, dar nici de cum pentru a învăța. Dar există un număr de oameni pentru care, așa ca și un curs, și practica asta este o revelație. Și când aveam puțini studenți, 25, așa erau înainte de 89, mergeam cu studenții ăștia în practicile de vară în munții Retezat, în munții Piatra Craiului, așa. Pe măsură ce numărul de studenți după 89 a tot crescut, nu mai aveam cabane, locuri în care se adăpostim pe atât de mulți oameni și a trebuit să renunțăm la munte. Între timp ne-am mai și maturizat, ca să nu mă exprim altfel. Și am schimbat strategia și am început să organizăm aceste practici de vară în Delta Dunării. Și din 87 până în, și în Delta Dunării, până în anul trecut, în fiecare vară, practicile se desfășoară ori și în Delta Dunării, ori exclusiv în Delta Dunării. Atât de puternic s-a imprimat în mentalul colectiv această caracteristică a facultății noastre, încât dacă acum am întrerupe să mai organizăm practice în Delta Dunării, ar fi o mică revoltă, o ofensă la adresa studenților. Au devenit dependenți de aceea. Aș vrea să spun că vin studenții din anul 2 care obligatoriu trebuie să vină în practică. Apoi, absolvenții noștri așa-și planifică examenele de licență și de dizertație, încât să fie cu o zi, două, înainte de plecarea în Delta, pentru că vin și a doua oară. Apoi vin foști studenți, absolvenți de-a noștri, de acum 5 ani, de acum 10 ani, de acum 15 ani, vin cu noi în Delta Dunării. Deci, Delta Dunării creează dependență, cu alte cuvinte. Eu doar atâta le spun înainte, atunci când avem discuții înainte de plecare, că e un sacrilegiu
să ai o asemenea rezervație a biosferei, unde vin oameni din toate colțurile lumii cu sacrificii materiale uriașe și tu, care ești proprietarul și ești și absolvent de biologie, să nu cunoști această bogăție a țării. Și vin, și vin. Da. Numai pentru că vin este suficient. Și dacă nu învață mare lucru, se creează acolo în subconștientul ăla, în memoria reziduală, rămâne pentru toată viața această aventură minunată.